Mă bucur să slujim împreună, să ne închinăm, să slăvim pe Domnul, să ascultăm mesajul lui Dumnezeu și doresc Domnul să ne binecuvinteze. Versetul 25 spune: unul din cei cărora i s-a încredințat să slujească, s-a încredințat avuția, spune versetul 14, s-a încredințat o avuție. El spune: mi-a fost teamă, mi-a fost teamă. Oare așa să fi fost? Citea de la început fratele Florin un cuvânt din 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 11. Ca unii care cunoaștem deci frica de Domnul, pe oameni căutăm să-i încredințăm. Acesta este scopul meu astăzi. Să contribui la încredințarea cugetului. Că tot ce nu vine din încredințare este păcat. Și tot ce nu faci din încredințare nu poți face sau nu te ține. Că Domnul spune bine, asta înseamnă cum ai slujit. Rob bun înseamnă cine ai fost. Că Domnul s-a uitat și la Cain și la jertfa lui. Și la Abel, cine era și cum era, și la jertfa lui. Rob bun și credincios înseamnă durata până când ai slujit. Până la piedici, până la nelămuriri, până la oboseală. Că spune cuvântul în Apocalipsă: fii credincios până la moarte. Așa s-a mărturisit în apa botezului, nu? Doamne ajută-ne! Amin. Ca unii care cunoaștem, deci, frica de Domnul. Mai obișnuiesc să spun și în alte biserici, de aceea să nu vă supărați că nu vreau să zic acum ceva, să vă dau sfaturi. Oricum nu vă aduc noutăți, vreau să repet cuvintele Domnului, ale Apostolului Pavel, dar vreau să vă spun lucruri mari, în cuvinte simple, și să vă aduc aminte despre voia lui Dumnezeu și să vă îndemn să o împliniți și Domnul să ne ajute împreună. Dar la noi mai spun în biserică și mai spun și în alte biserici, ar fi bine când se pun un verset să-l lăsăm acolo până vine următorul. Frații mai citesc, mai meditează și mai fac verificarea după versetul acela, poate și memorează. Da? Ca unii care cunoaștem frica de Domnul. Spune cuvântul în Evrei, capitolul 11, versetul 7, prin credință, că slujirea noastră, spune Pavel Corintenilor, noi umblăm prin credință, nu prin vedere. Și la fel slujim. Umblarea noastră este în slujire. Prin credință noi, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau și plin de o teamă sfântă, ce-a făcut unul? O învălit în ștergar. Și el a zis că m-am temut. Noi putem să zicem ce vrem, numai să ținem cont de un lucru. Spune cuvântul că în ziua aceea a judecății, robul acela, care a avut multe de spus până atunci, a avut și explicațiile lui, și prejudecățile și judecățile lui, și motivele lui, robul acela a amuțit. Spune cuvântul 1 Petru 4,17, suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Hai să citim câteva versete de acolo. Și dacă începe cu noi, care va fi sfârșitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? Și dacă cel neprihănit scapă cu greu, ce se va face cel nelegiuit și cel păcătos? Așa că cei ce suferă după voia lui Dumnezeu, poate suferi zăduful zilei, poate suferi oboseala sau poate prigoana. A sluji implică o suferință. Și Pavel spune lui Timotei: suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Că cel ce s-a înscris la oaste trebuie să placă celui ce l-a înscris la oaste. Și nu se încurcă, spune Pavel, cu treburile vieții, dacă vrea să placă. Hai să citim aici mai departe. Așa că cei ce suferă după voia lui Dumnezeu să-și încredințeze sufletele credinciosului ziditor și să facă ce este bine. Amin. Hai să ne întoarcem la Evrei 11:7. Uitați ce spune. Și plin de o teamă sfântă, Noe a făcut un chivot ca să-și scape casa. Prin ea, prin ce? Prin teama sfântă. Cu teama sfântă se face acord acolo, așa -i? Prin ea. El a primit o bună mărturie, slăvit să fie Domnul. Amin. Cuvântul citit în seara aceasta din Sfânta Carte, de aici din Matei, ne arată că se apropie ca stăpânul care și-a trimis robii la răspândi să vină să ceară socoteală. Spune cuvântul că stăpânul casei a pregătit un ospăț. În Apocalipsa spune, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Poate să vină oricine, dar nu oricând și nu oricum. În Împărăția lui Dumnezeu intră oricine, dar nu poate intra oricum și nu oricând, că este o vreme a cercetării. Aleluia. Că este o vreme a harului. Și tema mesajului din seara aceasta, pe care vreau să vă transmit din partea lui Dumnezeu, este sub acest enunț. Când stăpânul va cere robilor socoteală. Suntem în clipa când judecata asta se înceapă. Stăpânul casei a trimis robii și le-a spus, mergeți la răspândii și chemați-i la ospăț. Și buni să vină și răi. Că unii se văd prea buni și spun că ei n-au spart casa nimănui, că ei n-au făcut relele alea mari. Dar dacă intri pe detalii, am dat candidaților pentru botez o listă cu păcate trecute în ordine alfabetică, vreo 200 și ceva, amintite de Biblie. În dreptul fiecărui păcat este o referință biblică. Și când au luat lista de păcate, au zis, unele nu știu că sunt păcate, zice. Un tânăr a luat lista și a bifat acolo, a bifat. Și a zis, dar văd că ai multe de bifat acolo. O să zicea, dar la unele nici nu m-am gândit că sunt probleme. Oare nu lipsește cumva frica de Domnul? Spuneam recent și la Petrila când am predicat. Mă mai treabă și tinerii care slujesc. Frate, uite, ce zici? Corul, că tu ai ureche muzicală, fanfara, cum ți se pare? Cum sună? Ce zici că ar mai trebui? După părerea mea tale. Și am zis, eu cred că uneori lipsește frica de Domnul. Acea teamă sfântă. Aleluia! Noi nu avem frica aceea când ne trăznește Sfântul Ilie, că am lucrat când e ziua lui. Ziua lui, calendarul oamenilor. El cred că nici nu știe despre asta. Dar ne este teamă să nu supărăm pe Domnul. Amin. Ne este teamă că în ziua aceea a judecății să nu rămânem afară. Să nu ne pierdem rodul muncii noastre, ci să primim o dreaptă răsplătire. Amin. Să ni se spună, bine robul și credincios, intră în bucuria stăpânului. Amin. Ai făcut ce este bine. Fac câteva precizări. Predica mea aș vrea să aibă introducere și încheiere. Cuprinsul să fie pe teren. Să prezint o introducere și să tragem niște concluzii împreună și cuprinsul să fie în toate zilele până la venirea Domnului. Amin. Sau la plecarea noastră veșnicie. Știți când se încheie slujirea noastră? Când ne cântă frații precum trec stelele strălucitoare. Până atunci a fost întrebat cel mai în vârstă pastor pentecostal Simeon Man, în urmă cu câțiva ani, era în anul în care împlinea 100 de ani. Și era pe patul de spital și vestea cuvântul acolo. Și frații l-au întrebat de la Radio Creștin. S-au dus și au luat interviu și au zis, există înregistrarea aceasta, frate Simeon, ce părere ai despre viața aceasta? O zis, primii 100 de ani sunt mai grei. Mai avea câteva luni până la 100 de ani și Domnul l-a dus în veșnicie, lucid, activ, implicat. Datoria noastră este să transmitem mesajul lui Dumnezeu și Pavel spune, noi dar ca niște trimiși al lui Dumnezeu, vă îndemnăm în numele lui Iisus Hristos, vă rugăm fierbinte, împăcați-vă cu Dumnezeu. Noi trebuie să ducem mesajul lui Dumnezeu. Noi trebuie să ne rugăm ca Domnul să deschidă ușa de cuvânt, ca Duhul Sfânt să-i lămurească pe oameni, că noi nu știm să-i lămurim, noi doar putem transmite mesajul. Spune Ioan 16:8, Mântuitorul când va veni, Duhul Sfânt, El va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul. Uneori suntem dezamăgiți, uneori credem că nu se poate. Am vorbit cu o soră și zici, ce zi soră, dacă intrăm așa mai serios, mai hotărât, cu post și rugăciune pentru al tău, ce se întoarce? Al meu, veci ăsta nu se pocăiește, a zis. O, zic, asta e o problemă la credință aici. Sau nu ai disponibilitate de post și rugăciune, de a stărui. Ai mult de lucru. Frați și surori, prima precizare. Când stăpânul va cere robilor socoteală, totul va ieși la iveală. Până atunci te poți ascunde, te poți motiva, te poți justifica. Până atunci unii se pot preface că și diavolul îi preface în înger de lumină pe lui. Poți să te dai drept altul, numai trebuie să știm că înaintea celuia care are ochii ca para focului, totul este gol și descoperit. Că nu te poți ascunde, că într-o zi ce a fost făcut în întuneric va fi vestit de pe acoperișul caselor. Aleluia. Că Dumnezeu va scoate la iveală tot ce s-a făcut. Mărire ție, Doamne. Și pentru aceasta trebuie să ne pregătim. Amin. Trebuie să ne rugăm să ne dea Domnul acea teamă sfântă. Amin, amin. Ca nu cumva în ziua aceea a revenirii să ni se spună, mergeți. Mergeți, blestemaților, în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Stăpânul a trimis robii și a spus, mergeți la răspândii. Dar cine este la răspândii? Sunt buni și răi, zice stăpânul, că unii se văd buni și alții se văd prea răi ca să se mântuiască și să fie mântuiți. Zice, pentru mine nu mai este iertare. Predicam la penitenciarul Bârcea Mare și în timp ce vorbeam, cineva, unul dintre cei privați de libertate a strigat, alo, pastore, oprește-te o clipă, te rog. Ne-ai vorbit și ne vorbești despre iertare. Am o întrebare, lămurește-ne și pe noi. Pentru noi este iertare. Zic, te referi la plata pentru ce ai făcut? Păi da, asta faci aici, plătești. Nu, vorbesc în general pentru tot ce facem noi oamenii. Ei, vezi, aici suntem toți, Roman 3:23, toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Numai că Mântuitorul spune 1 Ioan 1:7, partea a doua versetului, și a spus, eu nu pot... rupe versetul acesta, scoate versetul acesta din Biblie și sângele lui Iisus Hristos ne curăță de orice păcat. Aceasta e prima precizare. La a doua ne vom opri puțin mai mult. Când stăpânul va cere robilor socoteală, 1. Totul va ieși la iveală și 2. Va începe judecata finală. Atunci nu vei mai putea face nimic, nici măcar să dai explicații. Viața aceasta, spune cuvântul Iacov 4:14, este ireversibilă. Nu mai pot să întoarce, nu mai pot scrie nimic din urmă, nu mai pot șterge nimic din urmă. Totul rămâne notat, totul rămâne înregistrat. Vei fi răsplătit sau osândit. Și a spus Mântuitorul, din cuvintele tale vei fi scos fără vină. Sau din cuvintele tale vei fi osândit. Îmi spunea la Târnova, la evangelizare, îmi spunea un tânăr din biserică ce s-a întors la Domnul, județul Arad. A spus, frate Corneliu, am ridicat mâna la evangelizare că mă predau. Și m-am predat și n-am rămas. Și într-o zi, așa, nu știu dacă din cerul senin, dar din senin pentru el, că toate erau bune, au zis, m-a trăznit în mâna asta, uite aici degetul. Și mi-am amintit că mâna asta a fost cea pe care am ridicat-o la evangelizare. Și am picat jos și am plâns și m-am recunoscut și m-am întors la Domnul. Sunt în adunare că mi s-a mai dat har, că mi s-a mai dat putere. Că unii nu se pocăiesc pentru că nu au interes. Au interes pentru altceva. Spune cuvântul în Luca 8:14, dacă nu greșesc. Unii închipuiți în sămânța căzută lângă drum sunt aceia care atunci când aud cuvântul își văd de drum. Și când fiecare își vede de drumul lui rătăcește. Da? Își văd de drum. Sunt oameni care nu se pocăiesc, că asta e soluția, să ne întoarcem la Domnul. Amin. Să avem o legătură vie. Amin. Să fie o legătură a Duhului Sfânt. Amin. Între noi și între noi și Dumnezeu. Amin. Să fim mădulare active. Amin. Implicați în lucrarea lui Dumnezeu. Unii n-au interes, pentru că n-au timp, pentru că nu au chef, ca să zic așa în termenii populari, pentru că au alte priorități, pentru că nu-și văd starea, nu-și văd păcatul, pentru că nu recunosc. Nu este interes. Alții nu se pocăiesc pentru că nu au condiții. De aceea trebuie să chemăm pe oameni. Haideți în casa Domnului, în condiții unde puteți să vă apropiați, să vă sfințiți viața. Lăudați să fie Domnul. Nu mai mergeți. Știți că a spus Domnul despre farisei. Lăsați-i că sunt niște călăuze oarbe și când un om călăuzește pe un alt orb, cad amândoi în groapă. Dragii mei, oamenii de la răspântii sunt oamenii dezorientați, oamenii dezamăgiți, oamenii care stau în confuzie și nu știu încotro să meargă, că sunt atâtea religii, că sunt atâtea principii, atâtea doctrine, atâtea referințe. Și a spus Domnul, Evrei 12:13, croiți cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel care își piapătă să nu se mai abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Noi trebuie să fim niște referințe, niște indicatoare pe calea lui Dumnezeu înspre veșnicie. Poate că, exact cum a zis stăpânul din acest exemplu al Mântuitorului, a zis, ai fost credincios în puține lucruri, o să fii pus peste multe lucruri. Poate ți se pare că n-ai făcut lucruri însemnate. Atunci a pus Domnul să cobor foc din cer ca Ilie. Dar nici nu știu dacă l-a pus Domnul pe el să coboare foc din cer, dar o coborât. Nu te-a pus Domnul să predici pe stadion sau nu știu unde, dar ți-o dat lângă tine, ți-o deschis ușa de cuvânt, ți-o dat posibilitate, treci printr-o experiență. Mulți ani la rând m-a străduit să intru în dialog cu cineva din localitatea noastră. Mi s-a spus că e un om sus, care ciudă pe pocăiți, că... Nu, în fine. Dar a zis, mă, trebuie să încep cu un salut, să-l salut. Și l-am salutat vreo câțiva ani. Și nimic. A zis, mă, n-am povestit cu el, cred că niciodată, n-am avut nimic de împărțit și nici n-am împărțit. Și nu știu. Într-o zi trec pe lângă el și înainte să ajung lângă el începe Aleluia, Aleluia, ironic, știi? Zic, mă, ăsta are și voce de corp, ăsta dacă Domnul îl mântuie, la tenorii bun. Nu mă las. Dar la un moment dat m-am obosit și eu. Nu l-am mai salutat. De o săptămână în urmă am început eu să mă salut. Salut, vecine! Salut, Cornel! Ce mai faci? Ce mai faci? Cum ești? Nu știu. Numai că nu m-a întrebat. Nu? Când aveți program la adunare? M-am dus la mormântare zilele trecute. Murit o mătușă, mă duc până acolo. M-am retras și eu puțin acolo și zic, dacă aș putea să predic și eu ceva aici, că nu mi s-o dat, acolo popa predica, dacă aș putea să predic și eu la cineva, două fraze măcar. Dar nu mi s-o dat ocazie. În schimb, vine un om din localitatea noastră, bunica sa, a fost pocăită, s-a întors la Domnul din cuvântul pe care l-a cercetat acasă și apoi cerut preotului să o boteze, preotul că nu o botează, pădurarul Maria, așa se numeau, trecut la Domnul. Și m-a chemat acasă că trebuie să o botez, că i-au găsit în cuvânt despre botez, despre Duhul Sfânt, despre... și am botezat-o, s-o pocăit, s-o întors la Domnul. Omul acesta e nepotul ei. Și-o vine și s-o așeza lângă mine și zice, dacă n-am zis eu nimic, zice, când mai aveți program la adunare, că vreau să vin și eu. Zic, chiar vreți să vin? Că eu când te-am chemat, n-ai venit. Lasă, acum vreau eu să vin. Tu știi că bunica mea a fost credincioasă, voi ați înmormântat-o. Știi că... Da, zic, știu. Trebuie să ne rugăm să deschidă Domnul ușa de cuvânt. Amin. Poate că nu o să faci nu știu ce lucru. Dar o să fie important în ochii lui Dumnezeu. La răspântii sunt oameni dezorientați din pricina multor religii, din pricina indicatoarelor răsturnate, care altă dată au fost lumină și acum sunt în întuneric. Și cât de mare poate să fie întunericul ăsta, zis Domnul. Oamenii nu se pocăiesc că n-au interes, că n-au condiții și că nu au putere. Am plecat cu frații lucrători în vizită în familie și întâi ne-am dus la cineva bolnav în trup, ne-am rugat, am făcut ungerea, a fost prezența Domnului și ne-am bucurat. Și de acolo la cineva bolnav în duh. Și am întrebat, ce se întâmplă de nu mai vii la casa Domnului, nu-ți mai dorești părtășia cu frații, nu mai vii la închinare, la post, la rugăciune. Și au spus amândoi, soț și soție, suntem împietriți. Suntem împietriți. Și am spus, Duhul lui Dumnezeu, într-o zi, a fost trimis și suflat peste o vale plină de oase. Oasele acelea nu numai că s-au despietrit. Și au revenit și s-a făcut o armată puternică. Și se spune cuvântul 2 Timotei 2 cu 24, 25 și 26. Și robul Domnului, atenție că stăpânul va cere robilor socoteală. Robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduințe răbdătoare, să îndrepte cu blândețe pe potrivnici. Da, da, da. Ăla care cântă așa, aleluia, ironic, ăla o să cânte în cor. Numai să crești și să te rogi. Amin. Și să transmiți o mărturie bună. Să nu-ți aminte, 1 Petru 2 cu 12, că după aia, bine? Hai să vedem și 26. Uitați-vă. Și venindu-și în fire, să se desprindă din cursa diavolului în care au fost prinși ca să facă voia. Și ce a spus omul lui Dumnezeu Iuda în epistola lui? Căutați să smulgeți pe unii din foc. E o chestiune de timp până la foc. Oameni care nu se pocăiesc pentru că nu au putere, cineva trebuie să-i susțină rugăciune. Am întâlnit cu o doamnă din localitatea noastră. A fost membră, a frecventat, botezată. Este dintr-o familie de oameni de afaceri de acolo. Și ne-am întâlnit la albieri. Chiar au oprit mașina să meargă la voi la magazin, m-a văzut, s-a oprit și a început să plângă. Și vorbea tare, eu am zis că poate dacă ar vorbi mai încet, vorbea tare. Și au zis, vreau să spun ceva. Domnul m-a cercetat în urmă la ceea ce tu mi-ai spus. Și vreau să mă pocăiesc. Și am zis, măi, dar cu rușine trebuie să zic că nu i-a prea spus nimic în ultima perioadă. O zis, te-am visat și rețin tot ce mi-ai spus în vis. M-a convins Dumnezeu prin spusele tale. Și am zis, vreau să mă duc la adunare, dar cum să fac? Să mă duc la Petrila, când mi-e rușine să vin apoi la Cipa, să mă duc la Petroșani. Și am zis, Doamne, dacă l-ai folosit pe fratele Corneliu să mă lămurească, folosește și să-mi spună unde să merg. Și o să-mi avut al doilea vis acolo. Coboram pe panta de la mine, că ea stă undeva pe acolo sus. Coboram pe panta de la mine și s-a oprit că nu mai putea să spună de plâns. Și ăsta era în intersecție. Eu eram îmbrăcată de adunare, tu pregătit să mergi la adunare. Și când am ajuns în intersecție, a zis, în sus, la cineva. Și ascult, de ce nu zici, Domnul? Păi eu n-aș fi putut să o lămuresc. Puteam să-i țin predii, să-i dau CD-uri, să-i spun ce aș fi știut eu să-i spun. Dar Domnul ne dă cuvinte, Domnul vorbește când într-un fel, când în altul. Omul, într-adevăr, că uneori nu ia seama, dar într-o zi o să ia seama. O să ne facem partea noastră. Doamne, ajută-ne. Oameni de la răspândit, care nu știu ce să facă, nu știu încotro să meargă, nu știu care este calea. Experiența ce am avut eu, nu știu, dacă mi-am zis că dacă s-ar trece în revista Codului Pentecostal, ar crește tirajul, s-ar vinde reviste pe bandă rulantă. Întâmplări de acestea, nu știu dacă oamenii le mai cred. Dar, ascultați-mă, într-o zi o doamnă de acolo, vecină cu noi, Hegătuș Florica, nu a fost în Biserica Pentecostală niciodată, înțelegeți, niciodată. O femeie în vârstă m-a chemat să mă duc să vizitez. M-am dus. Două surori din adunare, cu frați, ne-am dus. Și a spus la noi la biserică, vreodată, nu, n-am fost. O să vreau să mă botez. Dacă puteți să mă botezați și pe mine, am găsit în cuvânt. Uite, au mai fost surorile astea pe la noi, pe aici, mi-au mai adus de mâncare, mi-au mai spus câte ceva. Dar cel care m-a convins, a zis femeia, a fost Duhul Sfânt. Și am zis, cum? O zis, într-o seară m-am rugat. Eu n-am avut de-a face decât cu salarăgatul, i-a zis. Și am avut studii, am avut relații cu ei și astea. Și într-o zi, spre seară, mi se pare că a zis, în timp ce mă rugam insistent ca Domnul să-mi descopere adevărul, a fost botezată de Domnul cu Duhul Sfânt. Stăteam și o ascultam, așa vorbire, n-am auzit nici până la ea, nici de la ea. Și m-am rugat și am zis, Doamne, să-mi lași mie vorbirea ei. E mare Dumnezeu. O pleca la Domnul, o pleca mântuită, compunea cântări, le cânta în adunare. Se ruga, dar era o femeie cu post, cu rugăciune insistentă înaintea Domnului. Au fost două surori să ducă ceva de mâncare și au spus câte ceva că să se roage Domnului că Duhul Sfânt este Cel care poate să vină la ea, să o lămurească, să-i dea putere și să o rezolvat. Că stăpânul va cere robilor socoteală. Nu vei mai putea face nimic. Pentru că viața, spune Iacov 4,14, este ireversibilă. Ca un abur. Se arată puțin pe el și apoi piere. Nu mai este. Și nu mai poți face nimic. A spus de mărturie 1 Petru 2,12. Asta e mărturia pe care noi trebuie să o transmitem în fața oamenilor. Uneori prin cuvinte, altădată fără cuvinte. Să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru că în ceea ce vă vorbesc de rău ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Și ascultați, evangelizare fără cuvinte. Tot aici, 3:1. Tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru ca, dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtare. Prin purtare. Știți cum spune cuvântul, versetul 2, când vor vedea felul vostru de trai curat și temere, într-o zi o să ni se ceară socoteală. Pavel folosește doi termeni ca să nu pună o piedică Evangheliei și al doilea, lucrez pentru înaintarea Evangheliei. Trebuie să fii atent să nu fii tu însuți o piedică și apoi tu însuți să faci să înaintezi Evanghelia. Va fi prea târziu să mai faci ceva în ziua judecății. Un gând ce ar trebui să ne frământe. Ascultați. Că nu am făcut ce trebuia să facem. Robul netrebnic din Scriptură spune cuvântul acolo. Am făcut ce eram datori să facem. Nu o să mă întrebe Domnul să zic, auzi Corneliu, bă, de ce ne zici și tu, mă? O prorocie, măcar o prorocie în toată viața. Nu o să mă întrebe Domnul, că nu m-a opus. Nu m-a opus să transmit prorocii. Poate din cuvânt, așa, stai altceva. Nu o să zic că Domnul, mă, dar o poezie să... Cu toate că nu o pus, Domnul, dar mai recitat câte unul, așa, din râvna mea. E mare, Domnule. Mi-a plăcut să recit, dar... Dar n-am reușit să le memorez, n-aveam intonație și am dus toată pe fratele Stamate, conducătorul nostru de adoare presbiter, l-am dus la conferință și am vorbit cu un frate păstor și am zis, frate, așa, simt că aș vrea să recit poezii, dar nu știu, nu prea am memorie bună ca să recit și... Spune ce să faci, a zis. Roagă-te Domnului să-ți dea memorie, să memorezi versete și să predici. Nu are nicio legătură cu ce am zis eu. Dar au fost prorocie pentru mine. Și am început să mă rog, Doamne, dă memorie, să învăț, să-mi rețin versetele și să vestesc cuvântul. Și după ce am început să mă rog, ajung la fratele Drăboi în familie și zice prorocul, zice, am văzut că ți-a pus Domnul un dar în tine, darul de învățător. Și am zis, dar stai că am mai predicat și până acum, am predicat fără dar. Înseamnă cu dar o să am lumină, o să am ungere, o să fie însoțirea Domnului. Eu așa înțeleg, nu? Ce bine este să faci ce ești dator să faci. Amin. Amin. Să le întrebi pe Domnul, să cer călăuzire, amin, să vezi porțiunea ta, să vezi locul tău. Amin. Despre lucrurile pământești, nu vă fi trași la răspundere cât am adunat și cât am împărțit. O să fim trași la răspundere dacă nu cumva am mințit pentru ele, dacă ne-am fălit cu ele, dacă am furat în legătură cu ele. Că Biblia vorbește în Psalmul 128 despre ferice de omul care se teme de Domnul, e fericit în lucrul lui. Ăla-i lucru și de lucru sunt căsătui, nu vă povestesc acum. Numai că vreau să vă spun despre omul fericit în lucrarea lui. Luni la tineret am vorbit despre asta. Și Domnul vorbește despre omul fericit în lucrarea lui. Ascultați. Spune-te rog, Iacov 1:25. Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Poți să vorbești și despre lucru dacă vreți, dar nu să vă ajute pe linie duhovnicească. Eventual să vă spun să mai lăsați lucrurile pământești. Că spune Coloseni 3:1, dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Adică prioritatea, spune Domnul, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Și toate aceste lucruri în context, ce veți mânca, ce veți bea și cu ce vă veți îmbrăca, vi se vor da pe deasupra. Atenție că unii zic toate celelalte lucruri și pe unii așteaptă cai putere, etaj la casă, excursii și agrement. Domnul zis toate aceste, ce veți mânca, ce veți bea și cu ce vă veți îmbrăca, vi se vor da pe deasupra. Pe deasupra la ce? La împărățire și la neprihănire, dacă le cauți. Că e un har să cauți împărăția, să o găsești. Să cauți neprihănirea lui Dumnezeu și să o găsești. Să-ți fie descoperită, să-ți fie puse la îndemână și înainte, faptele bune, ca să umbli în ele, ca să faci voia lui Dumnezeu, ca să fii plăcut stăpânului, ca să beneficiezi de chemarea sfântă. Intră în bucuria stăpânului. Primul gând ar trebui să ne margine mintea noastră. Cum le ziceam copiilor și tinerilor, nu mai mestecați guma. Acum am dus treaba asta cu guma de mestecat, dar pe vremea noastră era cu mestecatul de gumă și prin adunare mestecau guma. Și am zis, auzi, lăsați guma că vă strică și stomacul și dinții. Luați câte un verset și mestecați pe el toată ziua. E mare Dumnezeu. Toată ziua. Gândul că nu am făcut ce trebuie. Un alt gând. Că nu am făcut cât trebuie. Eu cred că în ziua judecății una din părerile de rău pentru noi va fi că n-am slujit cât trebuie. Un inginer de la mină, fratele Cornel Belgiu, a căzut în silozul mare de cărbune. O intrat să dea drumul la rol, la cărbune și a fost prins acolo în cărbune. Și toți așteptau să iasă mort de rol. Și a ieșit viu pe bandă și a zis, un lucru am văzut și la unul m-am gândit, atât. Am văzut doi îngeri, unul negru și unul alb care au venit după mine. Și un singur gând am avut. Îmi pare rău că n-am slujit cât trebuia să slujesc. Puteam mai mult. I s-a dat fiecăruia după puterea lui. Dar da, așa-i că uneori ne vedem slabi și am avea putere să slujim. Nu așa că uneori avem alte interese, nu pentru putere de sus, ca îmi cere mai multă putere. În alt gând, că nu am slujit când trebuia. Își dă rodul la vremea lui. Și ți l-a pus Domnul la dispoziție să-i spui ce trebuie. Să-i arăți calea. Am ieșit într-o zi, aveam mult de lucru ziua aia și m-am îmbrăcat în salopete. Eu mă îmbrac în salopete cel puțin să fac reclamă la lucru. Că am văzut că unii am vedeți pe acolo între blocuri. Și m-am îmbrăcat în salopete, chiar atunci aveam mult de lucru. Și ies, trec strada și hai să-mi iau un ceai, o cafea de la parat să plec. Și două doamne, contabile de acolo din oraș, au zis, ce părere aveți despre sărbătorile cu cruce roșie? Reclamă. Cruce roșie, știi? Zic, hai să vă spun, cu privire la sărbătorile de cruce roșie, nu știu ce să vă spun, că nu scrie ele în Biblie nimic. Dar vreau să vă spun despre o mare sărbătoare din Biblie. Nu trebuie să aruncăm cu noroi pe niciun cult. Amin, amin. Și nu trebuie să ne contrazicem cu nimeni. Amin. Doar trebuie să ne spunem adevărul. Amin. Până la urmă, o și uita ce m-a întrebat. Vă spun despre o mare sărbătoare pe care noi o avem acum, duminică. Sărbătoarea împărtășirii cu trupul și sângele Domnului. Da, de câte ori aveți? În fiecare lună, o dată. Și uite cum este împărtășirea și cum trebuie să ne pregătim. Și uite ce a zis Domnul în Ioan 6, cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, are viață în el însuși și eu îl voi învia în ziua de apoi. Și uite ce mai spune Domnul. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea și sărbătoarea aceasta e legată de Mântuitorul și noi avem sărbătoare în cinstea Domnului. Mergem acolo să ne închinăm, să lăudăm pe Domnul, că avem atâtea motive de mulțumire. Și mi-o luam vreo două ore. Așa cu salopete și cu cruce roșie. Dar știți ce m-am gândit atunci? Mă, dar oare nu pierdeam mai mult dacă mă duceam să... Cine îți dă spor la lucru? Că tot ne urăm, nu? Spor! Unde mergi la lucru? Să ai spor! Păi cine poate să-ți dea spor? Să ne dea Domnul spor la pocăință și la slujire, că alelalte îți cam pe deasupra, așa. Că uneori din nu te aștepți. Și îți ziceți pe deasupra, preobiților lui le dă pâinea, nu dormind așa ca leneșul. Cazul din nu dai seama că Domnul departe de grijă. Un gând că nu am făcut ce trebuia, că nu am făcut cât trebuia, că nu am făcut când trebuia, ci că unul cum trebuia. Că spune 1 Corinteni 16:14, tot ce faceți să fie făcut din dragoste. Amin. Că pentru Domnul spune la verse. A spus Pavel, unii predică din pismă, din duc de ceartă și din slavă de ceartă. O zis Pavel, ce-mi pasă mie, nu-i problema mea asta, fiecare o să dea socoteală. Dar el a zis, vai de mine dacă nu vestesc cuvântul. Trebuie să-l vestesc. Mai există acea dragoste din Romani 5:5. Ai obosit, oare? Nu? E mult de lucru. E mult de lucru numai să vorbim. Apoi se trece la practică. V-am zis că avem mai introducere și concluzii, că practica și cuprinsul e pe teren. Unde am rămas. Însă nădejdea aceasta nu înșală că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Aleluia! Mai venim cu vasul la izvor, să cerem, Doamne, umple-ne de putere. Amin! În Fapte 4 spune cuvântul că apostolii, ucenicii, au văzut că sunt opriți, amenințați și au venit la rugăciune și au spus, Doamne, uită-te la amenințările lor și dă putere robilor tăi să vestească. Ce? Povești, au zis, noi nu ne ocupăm cu basme meșteșugite alcătuite și cu înșirări de neamuri și cu pevestioare care nu ajută la nimic. Am încercat și eu să lămuresc pe oameni cu povești. Nu i-am lămurit nici în adunare și nici în afara clădirii. Așa că nu mai încercați, că au zis Domnul că numai cuvântul îi lămurește. Adevărul îi face slobos, îi eliberează, îi ridică, îi transformă. Slavă Domnului! Dragostea turnată în inimile noastre. Cum ai făcut? Ai făcut cu pasiune pentru Domnul, pentru lucrarea Lui? Ajută-ne, Doamne! De alții fie vă milă, orând până și cămașa muncită de sânge, de carne. Atenție, cum ai slujit? Ai slujit cu compasiune? Ai slujit cu pasiune cerească prin focul acela și a spus Mântuitorul, am venit să arunc cu un foc pe pământ și ce mult aș dori ca el să se aprindă chiar acum. Este focul Duhului Sfânt pentru lucrare. Este pasiune. Apoi trebuie să fie compasiune pentru cei căzuți. Fie vă milă. Merg atâția spre iari în Pui și în Petrila și în Lonia și în Cimpa și în județ și poate nimănui nu-i pasă. Ei merg într-o direcție greșită și stăpânul a zis, mergeți la răspântii. Care este prioritatea noastră? Care este rânduiala din viața noastră? Cum? Cum ai făcut? Așa ți se va face. Faptele tale se vor întoarce asupra capului tău. Știți, acolo unde Domnul folosește exemplul acela cu din Luca, cu cetățile nepocăite, Domnul spune ceva. Luca 13. În vremea aceea au venit unii și au istorisit lui Iisus ce se întâmplase unor galineni, al căror sânge l-amestecase Pilat cu jertfele lor. Credeți voi, le-a răspuns Iisus, că acești galileni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileni pentru că au pățit astfel? Eu vă spun, nu. Și dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Și apoi, cei 18 inși peste care a căzut Domnul Siloamului și i-au omorât, credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? Eu vă spun, nu. Și dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. La fel cum? Pedepsiți. Pe neașteptate, nemântuiți, fără niciun ajutor. Dintr-o dată, da, pe neașteptate, fără niciun ajutor și nemântuiți. Chemarea lui Dumnezeu pentru noi, în ce privește lucrarea Lui. Omul fericit în lucrarea Lui. Lucrarea Lui Dumnezeu. Lucrarea ce ne aparține. Chemarea, încredințarea, pentru care o să dăm socoteală. Este omul conștient că atunci când stăpânul va cere robilor socoteală, totul va ieși la iveală. Și va începe judecata finală, când nu se va mai putea întoarce istoria. Nu se mai putea face nimic. Câtă vreme se zice astăzi, să nu obosim o facerea bine. Amin. Să nu cădem de oboseală. Amin. Să nu ne plângem că nu avem putere. O zis Gedeon, auzi, Doamne, dar auzi, du-te cu puterea care o ai. Tu nici nu știi ce resurse am pus în tine. Spunea Pavel Corintenilor, această putere nemaipomenită este de la Dumnezeu, nu de la noi. O purtăm în niște vase de lut și căutăm pe oameni să-i încredințăm. Nu prin înțelepciune omenească, ci prin inspirația Duhului, prin puterea dată de Duhul, spune cuvântul. Și cred că asta e încheierea. Evrei 2:4. Dumnezeu întărea mărturia lor. Mărturia prin fapte și mărturia prin cuvinte. Dumnezeu întărea mărturia lor. Noi ne rugăm numai pentru rezultatele, dar nu ne rugăm să ne ajute Domnul să ne facem partea noastră. Doamne, vindecă-ne, Doamne, ridică poveri, Doamne, fă minuni și semne dumnezești. Dumnezeu e de acord. Cu oamenii ne întreabă. Și pe mine m-au întrebat, treabă și pe noi asta și m-au întrebat, care e deosebirea? Ce este la voi și nu e la noi? Am o singură propoziție și din asta mai multe pagini și mai multe explicații. Știi ce face deosebirea? Prezența lui Dumnezeu. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. Glorie Domnului! Întărea mărturia lor. Mărturia noastră prin vorbe și prin fapte este întărită de Dumnezeu prin semne, minuni și feluri de vindecări. Într-o zi m-a sunat un vecin. Tatăl lui mi-a spus într-o zi, a văzut el o mărturie în Pocăriți și a văzut o mărturie bună și a zis, și ce-mi place la voi, că voi vă ajutați, că voi vă iubiți. Păi eu am văzut aici numai câte ceaiuri și cafele cumpărat, că atâția oameni sunt la lucru la biserică. Am avut cu construcția bisericii acum și într-o zi m-am întrebat, câți sunt la lucru? 27. La noi, zice, mai eu cu popa. Și popa numai se uită, eu lucru. O zis, la noi nu e nimeni. Cum 27, a zis? Dar câți sunteți voi? Zic, membrii 241 plus aparținători, cam 300. 300. Auzi, știi ce-mi place, a zis? Că vă iubiți, am văzut că vă iubiți. Noi stai aici și trece un frate de-a tău, se oprește cu mașina, să dă jos, povestiți, pacea Domnului, vine altul, bei un ceai, hai să bem un ceai, ce mai faci, cum a lucrat Domnul, cum? Eu vă aud, el are acolo garajul, lângă aparatul de ceai. Eu vă aud cum vorbiți, eu vă văd cum vă înțelegeți. Și într-o zi, băiatul lui mă sună. El a mai fost la noi la biserică. Și a zis, uite, este o problemă. Cu tata mea vă roagă, ar vrea să vină cu fetița, știu că joia aveți post și rugăciune și că Dumnezeu lucrează la voi, eu zis. Da, iar o problemă mai grea. Dar au zis, eu cred că Dumnezeu o rezolvă dacă vine. Și a zis să meargă. Și am zis, ce problemă are? Au zis, niște duhuri. Are niște manifestări ieșite cu totul din comun și nu mai poate stăpâni nimeni. Ce cuvinte rostește, ce face, au zis, ar putea să vină 5 minute, maxim 10 pentru o rugăciune și după aia să plece. Ați putea să vă rugați. Și am spus să vină și o să stea tot programul liniștită. Și după ce am închis telefonul, zic că, cum am zis? M-am gândit, cum am zis? O să vină să o stea tot programul? 2 ore, că vin după masa la 6. Liniștită. Până am ajuns, eu am pregătit biserica, o să avem o rugăciune, o să ne rugăm, noi o să vă rugați ca Dumnezeu să însoțească lucrătorii, să-și abate slava. Și a venit femeia și a zis, dacă Dumnezeu se atinge de fata mea, eu mă pocăiesc și mă întorc la Domnul. Nu pot să zic că cred, dar știu că Dumnezeu lucrează aici. Atunci, în seara aceea, Dumnezeu a eliberat. Este eliberată și în ziua aceasta. A stat aproape 2 ore, că a venit pe la 6 și 20 aproximativ, au mai stat și după 8 și a stat și a mai povestit din cuvânt și despre voia lui Dumnezeu. Trăiască Domnul! Înțelegeți? Aici ne facem probleme. Dacă ne facem partea noastră, că cealaltă parte a lui Dumnezeu îi aparține. Dacă vrea, vindecă, pentru că El este Iehova Rafa, Dumnezeu care vindecă. Ne spune Biblia că tămăduia orice fel de bolă și de putință care era în orod. El este acela, spune Evrei. Iisus Hristos este același ieri, azi și în veci. Este tot puternic și a spus, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duhurile sunt supuse. Și pot fi eliberate persoanele. Și pot fi tămăduiți bolnavii. Slăviți să fie Domnul. Eram într-o joi la post, la noi, la adunare. Cred că asta e ultima despre care vă spun că dacă încep să vă spun despre lucrările Domnului, trebuie să faceți nu seara prelungită, noapte de veche. E mare Dumnezeu. Și era joia. La 12 s-a făcut o încheiere și o zis fratele Iorel, zice, dacă cineva vrea să plece acasă, își mai rezolve cu copii, cu grădinița, cu oameni, noi mai rămânem, stăm până de seară, o zis. Până de seară la 8. Și pe la 1 și ceva, hai să ne rugăm unii pentru alții. Tu ce cauză ai? Fratele Eugen, de la Petru, zice, eu am probleme cu fierea. Trebuie să mă la operație, mi-e rău, mi-e teamă, de cuțit, de operație, de asta. Și am niște stări și asta. Eu zic, manifestările sunt ca la fratele Eugen. Noi am altă problemă, migrene, dureri îngrozitoare de cap, 48 de ore nu mă pot ridica, nu suport niciun sunet, nu pot să suport să mă mișc, stări de rău, înțelegeți? 4 ani am avut asta. Și am avut o lucrare, iată că am hotărât ziua în care să te vindec. Și am așteptat. Și ne-am pus pe genunchi și ne-am rugat și ridicându-ne pe genunchi și se ridică prorocul. Și zice, poate nu vă vine să credeți, în timp ce ne rugam, a venit un sol din cer, o sticluță cu un de lemn și a făcut ungerea la fratele Eugen și la fratele Corneliu, sunt vindecați amândoi. Și sunt vreo 4 ani de atunci, cel puțin, am fost vindecat de plin. Slăvit să fie Domnul! În numele Domnului Iisus Hristos și prin puterea Lui. Spuneți-le oamenilor adevărul din cuvânt și experiențele cu Dumnezeul nostru care trăiește, este viu în vecii vecilor. Și Ioan a spus în insula Patmos, a venit, eu m-am temut și El a spus, nu te teme. Eu sunt cel mort, dar sunt viu în vecii vecilor pentru că am înviat. Aleluia. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. El ne deschide împărăția. El este calea spre împărăția Lui. Și a lăsat împărăția Lui să fie noi, în mijlocul nostru. Și să o spunem, să o transmitem și altora, ca oamenii să primească descoperirea cuvintelor lui Dumnezeu care aduce lumină. Amin. Fii binecuvântat.